Fraților și bine ați venit la un nou video tutorial. Eu sunt Geno. Astăzi o să vorbim despre Flea Market. Este un video tutorial pentru persoanele care au început jocul de foarte puțin timp sau o să înceapă jocul în viitorul apropiat și vor să înțeleagă cum funcționează Flea Market. Flea Market putem să intrăm pe acest market de aici de jos sau din trading îl avem aici sus. Acum, primul lucru pe care trebuie să știm despre Flea Market este faptul că este un market pe care noi îl deblocăm doar la level 10. Deci, o să trebuiască să facem questuri sau mult XP la început ca să ajungem până la level 10 ca să putem avea acces la acest, uh, acest market uh, un alt lucru important de știut este faptul că toate persoanele care uh, pun obiecte pe flea market la vânzare sunt persoane reale, sunt doar unele chestii pe care le uh, sunt puse la vendor, deci practic noi le avem la vendori care ni le vând, de exemplu, îl avem pe mecanic care ne vinde uh, ammo case. Dacă mergem pe Flea Market și căutăm ammo case, o să-l vedem aici că ne vinde acest ammo case și vedem că este vorba de mecanic la level 4. Uh, un alt lucru foarte important de știut este diferența dintre un obiect find in raid și un obiect care nu este find in raid. Spre exemplu, am aici mai multe dry fiole, după cum puteți vedea. Uh, diferența dintre ele este acest cerc cu semnul de OK în mijloc, deoarece aceste uh, obiecte eu vă arăt drive fuel, dar este valabil pentru absolut orice obiect din joc. Dacă au acest, această chestie, acest cerc cu semnul OK în mijloc, sunt obiecte considerate find din raid. În schimb, acesta nu este find din raid. Mai exact, ce este find din raid și non-find din raid? Cum, cum poți obține obiecte find din raid și cum unele obiecte nu sunt find din raid? Foarte simplu. Toate obiectele care le farmezi în hideout le primești ca uh, reward-uri de la questuri. Sunt find raid, deci o să aibă acest cer cu semnul OK în mijloc și obiectele pe care tu reușești să le scoți afară dintr-un raid. Deci ai intrat într-un raid, te joci, colectezi iteme și reușești să extragi uh, fără să mori, toate obiectele pe care tu le ai scos din acel raid sunt find raid, deci o să poți să le Cumperi. În cazul în care tu găsești un item, un dry fuel de exemplu, pe care îl pui în container pentru că știi că valorează destul de mult și nu reușești să extragi, te întâlnești cu un player sau un scav și te omoară, obiectul acesta o să-ți rămână pentru că tu l-ai pus în containerul din care chiar dacă mor nu-ți dispare nimic, dar acest obiect nu mai este find in raid. La fel și în cazul în care dacă tu uh, cumperi un item. Din, de pe flea market, odată ce l-ai cumpărat, nu este fine din raid, deci nu o să mai poți să-l revinzi pe uh, market. La fel și cu obiectele cumpărate de la vendor. Dacă eu cumpăr un obiect oricare, de exemplu acest încăr încărcător de la vendor, vedeți încărcătorul nu are acel cerc cu semnul ok, ceea ce înseamnă că acest obiect nu poate fi vândut uh, pe flea. Puteți să vedeți și în momentul în care încercați să vindeți obiectele, dacă eu îi dau Ad Offer, deci vreau să uh, îl adaug pe FLEA, vedeți deja că sunt obiecte care le văd cum trebuie și sunt aceste obiecte uh, care sunt gri, uh, tocmai pentru că aceste obiecte nu sunt in rate, deci nu pot să le vând pe FLEA Market. Vedeți și aici, Dry Fuel și acest încărcător pe care le-am cumpărat și nu au cerculețul acela, nu le pot pune, când dau click îmi spune că nu sunt find in raid, în schimb acestea care sunt cu cerculețul sunt find in raid, deci pot să le selectez și pot să le pun în vânzare. Ok, acum că am înțeles cum funcționează chestia cu find in raid, deci obiecte pe care pot să le pun și care nu pot să le pun în vânzare, haideți să vedem mai în detaliu tot ceea ce înseamnă FLEA Market. Ok, avem partea de Browse, deci aici avem practic tot ceea ce este pe FLEA Market, deci pot să mă duc să caut uh, în funcție de uh, categorii uh, diferite lucruri. Un alt mod este simplu cel cu căutarea prin nume. De exemplu, am văzut mai devreme, am o case, am o case cu spațiu și găsesc am o case. Deci putem să uh, le găsim așa. Avem și un wishlist unde noi putem să mergem pe o, un anumit obiect, o anumită armă, un anumit armor, ok, absolut orice de pe Flea Market pot să-i dau un add to wishlist și după cum puteți vedea îmi adaug aceeași categoria pentru că cred că în viitor mi-aș dori acest obiect deci pot să pot să-l adaug la wishlist-ul meu după ce aici putem să vedem ofertele mele adică ceea ce eu am pus pe Flea Market pot să văd aici până când vin vândute Aici sus putem să vedem câte obiecte în același timp putem să punem pe flea market. Inițial o să avem 0 din 3. Cum putem să creștem acest inventar? Foarte simplu, continuăm să vindem iteme pe flea market. Pentru că în momentul în care noi vindem iteme, vedeți aici această persoană are o anumită reputație. În momentul de față el este la 1.99. Uh, el este la 23.32 și așa mai departe. Fiecare persoană are o reputație diferită. Această reputație crește în momentul în care vindeți un obiect, reputația scade în cazul în care puneți un obiect pe flea market uh, și nu îl vindeți. Deci, atenție mare, Vindeți, -o, puneți prețuri în așa fel încât obiectele să fie vândute, deoarece reputația voastră crește. Uh, în momentul în care aveți 10 ajungeți la 10 ca reputație, o să primiți plus 1 la obiectele pe care puteți să le încărcați pe Flea Market. Deci o să fie 0 din 4 dacă nu ați încărcat nimic. Adică puteți să puneți până la 4 obiecte în același timp pe Flea Market. Asta în momentul în care aveți uh, 10 sau peste 10 la reputație. Următorul nivel ca reputație este 30. Când ajungeți la 30, o să aveți posibilitatea să puneți 5 obiecte în același timp. Când o să ajungeți la 50, o să puteți pune 6. Deci, practic, se merge tot din 20 în 20 în afară de prima etapă, adică de la 0 la 10, unde la 10 primiți primul obiect extra, ca să zic așa, vă duceți la 4, după aceea tot din 20 în 20 o să vă crească tot câte un obiect în plus, deci așa puteți să vă măriți acest inventar de număr de obiecte pe care puteți să le puneți în același timp pe FLEA. Acum, cum pot să uh, adaug obiecte pe, pe FLEA Market? V-am arătat, puteți să mergeți aici sus, îi dai Add offer uh, și îți alegi obiectul respectiv uh, pe care tu vrei să îl, îl pui. Ca să fiu sigur că obiectul pe care eu îl pui în vânzare are un preț corect, ce pot să fac este click dreapta pe acel obiect pe care vreau să-l vând, îi dau Filter by Item și îmi apar toate obiectele de același, de același tip. Pot să văd presurile, pot să filtrez în funcție de prețuri, deci pot să văd de la cel mai mare preț până la cel mai mic și pot să văd de la cel mai mic până la cel mai mare. Deci aici avem CAKE TAPE în cazul nostru, care este prețul cel mai mic la 20.000. Aveți grijă tot timpul să nu fie selectat altceva. Vedeți aici, eu chiar dacă am dat click dreapta pe Cake Tape Filter by Item și mă uit la Cake tape eu în momentul de față am selecționat această bucată de armă. Deci, atenție, selecționez tot timpul Cake tape -ul. Și aici eu pot să Cer o anumită sumă de bani, în cazul nostru teoretic ar trebui să cer 20.000 de ruble, pentru că cam asta este prețul la care se vinde, îi dau ad, o să plătesc o taxă pentru uh, acest item, deci în momentul în care îi dau place offer, mie o să mi o să-mi pună uh, itemul pe flea market la vânzare, dar o să-mi ia automat, în cazul ăsta, 1367 de ruble. Deci, valoarea totală nu pe care eu o câștig de pe, de pe acest item, în cazul ăsta, nu este 20.000, este 18.673, sau ceva de genul ăsta, pentru că îmi scade automat această taxă. Îi dau Place Offer și cu asta am băgat acest item pe uh, flea Market. Acum, sunt cazuri în care obiecte, de exemplu chei, la început de joc, sunt unele chei care sunt foarte rare la început de joc, dar prețul lor este teoretic, prețul estimat, vedeți aici, un preț minim, un preț maxim și un preț es estimat. Prețul lor estimat este mult mai mic decât cel de pe flea în acel moment, adică ca să mă înțelegeți, dacă eu de, ex, de exemplu acest cake tape ar fi ar deveni dintr-o dată un obiect foarte rar pentru că s-ar găsi foarte puține pe hartă cu siguranță prețul lor ar fi mult mai mare decât cel pe care îl vedeți aici dar problema ar fi că în momentul în care prețul crește exagerat de mult față de prețul estimat o să crească foarte mult și Taxele. Adică, să zicem că eu acest check tape uh, devine foarte, foarte rar și uh, ajunge la o valoare de 100.000. La 100.000, vedeți deja că taxele sunt de 7.300, dar în cazul cheilor nu vorbim de o diferență de 50-60.000. Putem să vorbim de o cheie care, în mod normal, prețul estimat este de 70-80 de k de exemplu. Iar cheia aceea, fiind la început de joc, este foarte, foarte rară și poate să valoreze în momentul ăla 1.500, de exemplu. După cum puteți vedea, la 1 milion și jumătate pe un cake tape, de exemplu, iar ar trebui să plătești 630.770 de ruble. Ceea ce este foarte, foarte, foarte mult. Și atunci, cum putem să evităm aceste taxe? Foarte simplu. Nu vedem uh, obiectul nostru pe uh, ruble, ci facem un trade. Adică eu pot să cer în schimbul acestui duct tape, pot să cer un alt item, o cheie, absolut orice obiect din joc. Uh, de exemplu, cerem cheia, nu știu, 114 de pe custom. Dorm room 114. Pot să o caut cu numele, dar pot să o caut orice și aici în, uh, în listă. Pentru că aici am o listă completă cu toate obiectele din, uh, din joc. Pot să pun și cantitatea. De exemplu, dacă eu am un obiect care este foarte rar, după cum vă spuneam o cheie foarte rară, dar taxele sunt foarte mari dacă eu îl vând la 1 milion și jumătate. Cum pot să iau banii de pe el? Stau și mă gândesc, bă, nu sunt alte obiecte de care am nevoie în momentul de față sau alte chei ca să fac schimb cheie pe cheie. Am nevoie de bani. Cum pot să primesc acești bani? Un obiect care să se vândă foarte bine la traderi. De exemplu, în momentul de față Bitcoin-ul uh, se vinde cu Uh, circa 800 de K. Uh, de deci, dacă eu vreau să-mi vând cheia cu 1.500.000, 1.600.000, ok, vreau 2 bitcoin pentru că cam mai este valoarea și eu uh, nu, nu plătesc taxele respective. Bitcoin-ul este singurul, cam singurul item din joc care nu poate fi vândut pe uh, Market, dar este tetrisul care poate fi schimbat la Mechanic, Trade, un Tetris pe un Bitcoin. Deci, practic, este același lucru. Și atunci merg și caut Tetris. Tetris. Aici aleg cantitatea. Adică, în cazul meu, două. Îi dau Add. Și, după cum puteți vedea, eu pot să pun acest Cake tape nu în vânzare, ci în trade pe două tetrizuri și taxele pe care eu le plătesc sunt de aproape 30.000 de ruble. Două tetrizori schimbate pe 2 bitcoin, vânduți, este 1.600. Deci este o foarte mare diferență să plătești 30.000 de ruble în loc la, dacă eu aș cere 1600 pe acest uh, tape, aș tre ar trebui să plătești 703.000 de ruble. Deci, este diferență și foarte multă lume folosește acest sistem pentru a evita aceste taxe de plată. Acum, când uh, mă uit la ca diferite iteme, uh, sunt diferite filtre pe care eu pot să le folosesc. Aici avem, pe această rotiță de settings, noi avem filtre. Ce pot să văd aici? Pot să văd uh, currency, adică orice monedă, doar ruble, doar dolari și doar euro. Pot să văd să pun să setez o cantitate. Pot să setez o condiție de formă. Lucrul ăsta se folosește de obicei la uh, armuri. De exemplu, merg și caut o armură. Uh, paca. Spre exemplu. Ok și văd aici că am armură 18 din 50. 30 din 50, 28 din 50 și eu vreau armura asta să o iau full. Cum pot să o iau full? Pot să pun să fie 100% din 100%. Și atunci îmi arată doar cele care sunt uh, 100%. Pot să o modific. Pot să o pun la 90% pentru că poate la 90% uh, prețurile sunt mult mai mici, sunt mulți... Uh, Săriți de pe fix, care plătesc foarte mulți bani pentru armuri care sunt 100%, și găsești, găsești armură la 90% mult, mult mai ieftină. Și poate este genul de armură care nu face foarte multă diferență pentru 5 puncte de uh, HP. Sau poți să faci invers, poți să lași aici 0 și poți să pui aici 50%. Acest lucru este util pentru că o să ai două questuri. Pentru două armuri diferite, una pentru ghizel și cealaltă pentru 6B34 sau ceva de genul ăsta. Pentru Rackman, unde se cere o armură full, un, o armură Gizel, de exemplu, full. Nu mai știu să scriu. Stați că o căutăm așa. Uh, ok, o avem pe asta. 6B43 și Ghizel, cele două armuri pe care noi trebuie să le dăm la Ragman pentru Quest. Acum el ne cere o armură full, adică uh, o armură pe, peste 50 care să aibă o durabilitate de peste 50%, și o armură care să aibă o durabilitate între 0 și 50%. După cum puteți vedea, dacă noi căutăm pe Flea Market, noi o să le vedem doar pe astea. Nu o să vă arate niciodată cele sub uh, 50%. De ce nu le arată? În primul rând pentru că avem activ această voce Operational Only care este Show Only fun uh, Functional Items care în mod normal vi se pune în automat când intrați pe Flea Market și dacă noi o scoatem, acum între armurile noastre sunt și armurile uh, cele distruse, practic. Și acum mergem și dăm un filtru de la 0 până la maxim 50, adică să căutăm armura de care noi avem nevoie pentru quest. Și după cum puteți vedea, ne-au dat armurile care sunt până în 50%. Acum cu 6B43 ăsta, wipe-ul ăsta este o nebunie, e ceva aproape imposibil. Dacă mergem la ghizel, vedeți, dacă eu nu aș avea acest filtru și aveam functional, Operation only, vedeți că nu mi le dă chiar pe toate. Dar dacă eu scot Operational Only și îi dau un filtru aici cu maxim de 50%, vă dă absolut toate armurile care sunt bune pentru mine, pentru acel quest. La ce mai folosește acest Operational Only? La arme. Dacă eu merg și caut un M4A1, după cum puteți vedea, dacă nu am această voce activă, Only Functional Items, îmi dă de la cele mai simple, adică bucata principală a armei, ușor, ușor, după aceea până când ajung la armă funcțională. Dacă eu am această voce activă, îmi dă direct armele funcționale. Mai avem aici și această voce, o voce utilă. În momentul în care vrem să căutăm ceva, să cumpărăm, nu să facem trade-uri. Dar dacă eu merg și caut un, un keycard, de exemplu, de exemplu, blue keycard. Ok, vedeți că înainte de uh, keycard cu preț, lucrul ăsta funcționează pentru orice alte item din, uh, din flea market, Înainte de cele cu preț, sunt cele pentru care eu pot să fac trade-uri. Adică persoanele cer anumite chestii, vedeți aici, cere un Tetris și un tic uh, item uh, item case sau așa mai departe. După aceea vin cele cu uh, bani. Dacă eu nu vreau să văd aceste trade-uri, pot să merg aici, activez această voce din filtre, îi dau OK și îmi elimină toate uh, toate cele cu schimb, ca să zic așa, îmi lasă doar cele pe care pot să le cumpăr instant cu, uh, cu bani. Și cam atâta pentru filtre. Aici probabil o să se adauge și un mod diferit în care să vezi toate itemele. Momentan doar acesta este disponibil. Ultimul lucru pe care vreau să vi-l mai arăt este în cazul în care tu vrei să adaugi niște iteme la vânzare și sunt iteme de același fel, de exemplu aceste drive fuel, eu am 3 să zicem că am foarte multe chestii prin night out și nu reușesc să le văd pe toate, ca să nu pun mai multe oferte uh, pentru același item ce pot să fac? Pot să bifez această, uh, această pătrățică cu auto select similar și să selectez acest drive fuel în momentul în care l-am selectat vedeți aici ori 3 ceea ce înseamnă că și celelalte mi-au fost selecționate, adică din tot stash-ul meu, el a selecționat obiectele care sunt fine in raid. Vedeți pe asta nu l-a luat pentru că nu este fine de raid, dar obiectele care sunt fine de raid și sunt de același tip, mi le-a luat în automat, deci nu a trebuit să mă duc fiecare pătrățică în parte și să le caut una câte una ca să nu îmi aglomerez lista de oferte, mai ales la început când am doar trei spații disponibile. Este foarte ok să faci chestia asta pentru că vinzi trei obiecte într -un, folosind un singur spațiu și ai alte două spații pe care poți să le folosești pentru alte obiecte. Bun, cam asta este Flea Market. Dacă aveți alte întrebări, uh, aveți în descriere un link pentru uh, serverul nostru de Discord. Încercăm să ne adunăm acolo o comunitate de gameri, uh, Tarkov și nu numai. Uh, ne jucăm împreună, ne răspundem la întrebări, ne ajutăm la quest-uri și așa mai departe, deci sunteți, bine, sunteți bineveniți. Puteți să lăsați întrebări și în comentarii dacă aveți. Lăsați un like dacă v-a plăcut acest video. Have fun, băieți!